Iisuse, dintre toți te-aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Doamne, te rugăm să iei parte Tu cu noi. Este și o rugăciune care fiecare o înălță către Domnul. În această să iei parte Tu. Cântăm și te lăudăm.
Iar acum, Doamne, noi îți mulțumim pentru bunătatea ta, pentru dragostea întâi și iubirea ta, vrem înveță-ți noi trăim cu tine în gând, doar cu tine te avem și-n tine ne-ncredem. Tu ești al nostru mântuitor, minunat și bun păstor, doar cu vrem să fim în cerul. Frați și surori, haideți să ne lăsăm îndemnați la începutul serviciului acestuia de cuvântul Domnului din Psalmul 66, care ne spune: înălțați lui Dumnezeu, strigă-te de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările Tale. Din pricina mărimii puterii Tale, vrășmașii Tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta, cântă numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în El. El stăpânește pe vecie prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui. Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru. Faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule. Ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Ne-ai dus în lați și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă, dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa Ta cu ardere de tot. Îmi voi împlini juruințele făcute Ție, juruințe care mi-au ieșit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtoare. Îți voi aduce oi grase ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor. Voi jertfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu, și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Amin. Amin. De aceea vom merge la casa Domnului cu laude, așa cum a venit și în seara aceasta. Ne înfățișăm înaintea Domnului cu recunoștința noastră, cu cuvinte de mulțumire și cu mulțumire în inimă. Haideți să ne plecăm inimile înaintea Domnului. Tată care ești în ceruri, Tu ești vrednic să primești toată cinstea și toată închinarea și toată recunoștința noastră, Doamne, pentru că ai fost cu noi întotdeauna, pentru că ne-ai ales, Doamne, din veșnicie, pentru ca să-Ți arăți față de noi bunătatea Ta, îndelunga Ta răbdare, minunata Ta dragoste în Domnul Iisus. Mulțumim că ne îngăduiești în seara aceasta să fim împreună, frați și surori din mai multe biserici din locul acesta, Doamne, ca împreună să înălțăm spre lauda Domnului Iisus inimile noastre și glasurile noastre. Binecuvântează adunarea noastră, Doamne, cu prezența Ta, cu lucrarea Ta puternică prin Duhul Tău cel Sfânt și prin Cuvântul Tău, Doamne. Curățește inimile noastre și învrednicește-ne să-Ți aducem laude după cum o meriți Tu, singurul Dumnezeu adevărat, prin Domnul nostru Iisus Hristos, în al cărui nume Te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locurile și să laudăm pe Domnul cu o cântare. Să cântăm cântarea: iubirea Lui e mult prea mare, în vorbe simple să o descriu.
pe cer întins și orice om de-ar vrea să fie un scripian slave necuprins și tot ar fi de sus să scrii căci mările Domnul să vă binecuvânteze pe toți care ați venit să vă reîncărcați bateriile, să fiți zidiți sufletește, așa cum am intenționat pentru seriile acestea de întâlnire în jurul cuvântului Domnului, în dragoste frățească, așa cum zic, am intenționat să ne zidim sufletește unii pe alții în credința noastră sfântă, dată Sfinților, dată pentru totdeauna, pentru care nu putem să mulțumim de ajuns Domnului. Domnul să facă într-adevăr așa să fim zidiți. Domnul să binecuvânteze pe toți cei care au venit și cu dorința să participe și nu doar să fie zidiți, ci să și zidească pe alții. Vom asculta corul tinerilor, lăudând pe Domnul cu o cântare, după care grupul de la Emanuel. După aceea, așa cum am făcut și ieri seară, dacă este cineva care dorește să laude pe Domnul, mărturisind cum a lucrat Domnul într-o împrejurare deosebită în viața lui sau a ei, într-o mărturisire scurtă spre slava Domnului, după cele două cântări, așteptăm astfel de mărturii. Să laudă pe Domnul, să strige în cor.
El e mare, slavă Lui! Înainte să cântăm, vreau să vă salut cu un verset din Psalmul 40. Și un test pentru noi în seara asta, pentru cei care citim Biblia, să vedem dacă știm. Dacă știți, îl spuneți cu mine. Eu încep. Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Și acum fiți atenți. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin? Amin. Amin. Știți. Citiți Biblia. Slavă Domnului. Nu se poate să fim în casa Domnului și să nu ne amintim de Golgota. O cântare care am învățat-o recentă spune: Golgota, loc de chin și suferință. Golgota, acolo a fost biruință. Păcatul lumii să-l ducă la calvar. Ce mare har, ce mare har. Să ia păcatul lumii să-l ducă la calvar. Ce mare har, ce mare har. Golgota, Golgota, loc de chin și suferință. Golgota, Golgota, acolo a fost biruință. Golgota, 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 loc de chin și suferință. Golgota, acolo a fost biruință. Jertfit pentru tine, cerul a părăsit să-ți dea în dar iertare și viață veșnică. Ce mare har, ce mare har. Să-ți dea în dar iertare și viață veșnică. Ce mare har, slavă Lui! Ce mare har. Golgota, Golgota,
suferință. Golgota, Golgota, acolo a fost biruință. Slavă Domnului, Golgota, 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 loc de chin și suferință. Golgota, Golgota, acolo a fost biruință. Povara omenirii Hristos a purtat, din palmei a curs sânge nevinovat. Hristos a murit, a fost crucificat, dar a treia zi a înviat. Golgota, Golgota, loc de chin și suferință. Golgota, Golgota, acolo a fost biruință. Slavă Lui! Golgota, Golgota, loc de chin și suferință. Golgota, Golgota, acolo a fost biruință. Acolo a fost biruință. Slavă Lui! Amin. Dacă un frate sau o soră dorește să depuneți pe slava Domnului o mărturie, ne bucurăm să ascultăm mărturia aceasta. Haideți atunci să cântăm cu toți, toată biserica, toată adunarea, o cântare spre slava Domnului, să ne ridicăm și după cântarea aceasta fratele Puiu Sârbu ne va aduce un cuvânt din partea Domnului. Orice simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios. Orice simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios. Mă simt puștean al genului dat și mântuire când am aflat. Din veci cânta voi că-s fericit.
cuvântul lui Dumnezeu din 1-a epistola a Apostolului Ioan, capitolul 1, de la versetul 1. Pagina în Biblie 1198. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să fim din nou împreună în seara aceasta și apreciez oportunitatea aceasta de a depune în seara aceasta o mărturie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur pentru invitația care ne-ați făcut-o pentru Biserica Emanuel, pentru grupul de închinare. Ne-am bucurat aseară cu grupul de închinare și frații de la Biserica de pe Ashland. E frumos când frații vin împreună și acesta este un moment de părtășie. Am găsit în cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră a fost pentru mine personal și aș vrea ca să vă gândiți împreună cu mine. Când evanghelistul Ioan scrie aceste cuvinte, el are în mintea lui un scop precis. Și scopul este părtășia cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul, cu Iisus Hristos. Bucuria aceasta de a fi în părtășie este cauzată de faptul că Dumnezeu ne-a dat harul să fim parte din familia lui Dumnezeu. Este interesant că planul acesta ca Dumnezeu să ne aducă împreună, așa cum spune evanghelistul Ioan, a fost de la început. Și este interesant că cel ce este începutul este în același timp și de la început, un paradox. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care evanghelistul îl descrie, este ceea ce este esența vieții și nu numai vieții acesteia, ci a vieții veșnice. Însă fiind parte din familia lui Dumnezeu, avem răspunderi. Unul dintre cele mai extraordinare lucruri pe care le-am cunoscut din momentul pocăinței au fost adunările care ne-au atras. Și nu știu câți dintre dumneavoastră, după ce v-ați pocăit, ați simțit că în fiecare seară putea să fie o adunare. Și în România erau seriile de tinerețe, cei ce v-ați pocăit la tinerețe, erau repetițiile de orchestră, de cor, și aproape pentru fiecare seară era câte o activitate în casa lui Dumnezeu. Există însă ceva ce pare că într-un fel sau altul simțim că nu mai este așa cum a fost odată, dorul acesta, nu după Dumnezeu numai, ci de a fi împreună cu copiii lui Dumnezeu, de a fi în părtășie cu familia lui Dumnezeu. Ce frumos este să fim aici și mă bucur pentru frații păstori. Și noi avem nevoie de părtășie. Bisericile pe care le slujim, noi ca frați, e minunat din când în când să ne aducem aminte că suntem parte din familia lui Dumnezeu sau, într-un alt cuvânt, din împărăția lui Dumnezeu care cuprinde fiecare biserică și ne include pe fiecare dintre noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Am înțeles că prima responsabilitate pe care o descrie Apostolul Ioan, pe care o avem, ca și aceea care facem parte din familia lui Dumnezeu, este să proclamăm domnia lui Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegeți, m-am gândit ca predicatori,
Dumnezeu ne dă harul acesta să predicăm în fiecare duminică Evanghelia lui Hristos. Amin. E un lucru extraordinar. Există însă această subliniere pe care o face Apostolul Ioan și el spune, nu proclamăm Evanghelia, ci proclamăm Domnia lui Iisus Hristos. Spune, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Dragii mei, Iisus Hristos nu este rezultatul unui mit, nu este mitologie, este o realitate, o descoperire dumnezeiască și cuvântul acesta, viață, este ceea ce pentru fiecare dintre noi care ne-am întors la Dumnezeu, ne-am dat seama că am început să trăim în momentul în care L-am cunoscut pe Iisus Hristos. Și ceea ce s-a întâmplat în viața noastră este faptul că această putere a vieții este o realitate mai tare decât chiar și moartea. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, pe creștin nu-l înspăimântă absolut nimic. Iisus Hristos este fundamentul, fundația și obiectul credinței noastre și El a fost arătat. Și arătarea Lui a însemnat această manifestare a vieții din Dumnezeu. Domnia lui Iisus Hristos vine atunci când Dumnezeu vorbește și Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul sfânt și evangheliștii spun nu numai că a fost arătată. Mulți oameni aud despre Iisus Hristos, dar aceasta nu însemnează că ei fac parte din familia lui Dumnezeu, ci cei ce îl aud pe El. Iisus Hristos i-a chemat pe ucenici mai întâi și apoi le-a vorbit. Și această experiență cu Domnul Iisus Hristos a însemnat experiența nu numai a unei vieți noi, ci a unei vieți care este de natură eternă. Mă întreb în seara aceasta, câți dintre noi ne dăm seama de responsabilitatea aceasta de a proclama Domnia lui Iisus Hristos? E ușor să vorbim despre El duminica, să-L predicăm, dar în fiecare zi, dacă nu aud din cuvântul Lui, în fiecare zi, dacă nu îmi vorbește, în fiecare zi, dacă nu mi se arată, noi nu-L vedem pe El, dar este interesant că El ne vede pe noi. El ne vede pe noi și cea mai frumoasă ilustrație este Golgota, crucea lui Iisus Hristos. Pe când noi eram încă păcătoși, spune cuvântul, Iisus Hristos a murit pentru noi la vremea potrivită, pentru că ne-a văzut starea de păcat. Dragii mei, în seara aceasta, cu aceeași dragoste cu care Iisus Hristos a mers la cruce, se uită la fiecare dintre noi. Și ceea ce mi s-a părut extraordinar de minunat este că acea tristețe care a umbrit viața copiilor, aleșilor, a ucenicilor, aceia care L-au urmat pe Domnul Iisus Hristos și deznădăjduiți și disperați pentru câteva zile, ajung să proclame cu bucurie acest mesaj al învierii lui Iisus Hristos. În El este viața și viața aceasta nu este doar o manifestare aici pe pământul acesta, ci puterea lui Dumnezeu, aceeași putere cu care L-a înviat pe Iisus Hristos, e aceea care ne întărește pe fiecare dintre noi în toate circumstanțele vieții. Câteodată îmi îngădie Dumnezeu suferința în trup și îmi dau seama că aceia care treceți prin orice suferință trupească, vă dați seama că o dată de două ori, dar câteodată în fiecare zi, câteodată pentru un mult timp și nu știi ce să faci. Și mi-am dat seama, El știe
Și am ajuns la concluzia că nici o injecție și nici o durere care vine nu este decât îngăduită de El. El știe tristețea de orice natură ar fi ea și ceea ce este extraordinar este că El are putere să risipească tristețea. El are putere chiar și în momentele de suferință, de orice natură ar fi ea, să aducă acea bucurie care nu se poate explica și de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă proclamăm Domnia lui Iisus Hristos, dacă l-am auzit, dacă l-am văzut și chiar apostolii au avut harul să-l atingă și acesta este Toma și ce extraordinar că în momentul acela din necredință, omul acesta care nu a crezut că Iisus Hristos a înviat, spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și iubiți frați și surori, lumea mai mult ca oricând are nevoie nu de o evanghelie care e proclamată prin cuvinte, ci trăită. Și noi ca și copii ai lui Dumnezeu suntem chemați să proclamăm această domnie a lui Iisus Hristos începând din casele noastre. Mă bucur pentru tineri, pentru toți copiii care sunt aici și ce mare har să audă despre Iisus Hristos. Fratele Daniel pe drept remarca faptul că atunci când trăim în păcat este o stare cea mai nenorocită și când venim din păcat este bucuria, chiar și dacă moartea ar trebui să vină și persecuția, cum spunea fratele Delio aseară, s-ar putea să vină momentele acestea. Pentru unii care ați trăit pentru mulți ani în România sub comunism, ați trecut prin experiențele acestea, dar nu, n-a fost greu atunci. N-a fost greu atunci și chiar în frica care de multe ori poate ne înăbușea bucuria sufletului, strigam de bucurie și alergam spre casa Domnului și trăiam bucuria aceasta părtășiei și apostolul Ioan spune: și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Se spune despre fratele Marcu că într-o zi când a vrut să iasă de acasă, s-a uitat în oglindă și și-a spus: nu poți să te duci așa ca și copil al lui Dumnezeu, tu n-arăți bucurie pe fața ta. Și spune că fratele spunea, s-a dus pe genunchi și a spus: Doamne, adu-mi bucurie, fă ca să se schimbe ceva în viața mea. Și i-a trebuit de două, de trei ori să facă lucrul acesta. M-am întrebat eu personal când am citit cuvintele acestea: ce văd oamenii unde lucrez, vecinii mei, cei cu care mă întâlnesc, ce văd oamenii noi, ce văd oamenii când vin în adunările noastre? O stare de posomorâre, de tristețe? Frați și surori, Iisus Hristos este Domnul și proclamăm domnia Lui și îi spunem: Doamne, vreau să aud cuvântul Tău. Așa spunea Domnul Iisus, adevărul care este Iisus Hristos, care este viața, care este calea, ne face slobozi. Și atunci când El domnește în viața noastră, ridurile de tristețe și chiar momentele acelea când disperarea ne copleșește și stările sufletești, de oricare ar fi ele, personale sau acelora pentru care ne rugăm, Dumnezeu aduce o bucurie, o bucurie negrăită, o bucurie pe care numai El poate să o facă. Și aceasta nu însemnează că încetează problemele, ci în mijlocul problemelor, ca și atunci când ucenicii erau pe furtună cu corabia lor și Iisus Hristos a venit la ei și au fost surprinși că vântul, furtuna s-a oprit. Fie seara aceasta o seară în care îl proclamăm pe El și spunem: Doamne, vorbește-ne în continuare. Și dacă predica este folosită de Dumnezeu ca să ne vorbească Dumnezeu prin ea, la Emanuel am început anul acesta să citim Scriptura de la Geneza la Apocalipsa și personal am beneficiat și știu că mulți frați de la Emanuel sunt de acord cu lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu risipește stările prin care trecem, risipește păcatul, risipește orice stare. E Dumnezeu care este lumină, așa îl proclamă Ioan în Evanghelia, în această epistolă. E Dumnezeu care este dragoste, fie ca în lumina Lui să vedem lumina
să fie ca dragostea Lui să ne umple inimile de această dorință de părtășie cu El, cu Iisus Hristos și unii cu alții, pentru slava și gloria Lui. Amin. Amin. Corul laudă pe Domnul cu o cântare, după care din nou grupul de la Emanuel. Scoală din amorțeala și cântă celui ce te-a salvat. Nasul zăbită, dăruită, pace în Domnul meu am aflat. Astăzi eu cânt că sunt mântuit și de Iisus mereu să moartea învinsă de Domnul ce pe cruce muri. O, ce deșertăciune simțim că lumea întreagă noi o întâlnim. Numai Iisuse Cel ce împarte din fericirea sa. Am o întrebare pentru dumneavoastră în seara aceasta. Vă plac sărbătorile? De biserică vorbind, vă plac? Cum va fi sărbătoarea aceea în care mirele nostru va veni? Acea sărbătoare vă place? Amin? Amin. Dacă l-așteptați pe mirele nostru, pe Iisus Hristos, cântați împreună cu noi. Chiar dacă nu o știți, o să învățați. Strofa a doua, sigur o să o învățați cu noi. Cântarea spune, vine o zi când vom pleca spre Canaan, ne-om îndrepta, da, vine o zi.
Vine o zi când vom pleca spre Canaan, o mândreta, da vine o zi, da vine o zi. O trâmbiță va răsuna de pe pământ, o mânălța, noi vom zbura, da vom zbura. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Haideți împreună, ce sărbătoare? Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Tot universul va privi, fără de număr galaxii, vor asculta, vor asculta cântarea celor mântuiți, iertați prin har neprihăniți de mielul sfânt, de mielul sfânt. Slavă lui! Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi? Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Iisus te cheamă, Iisus te cheamă, oricine ești, cu El în cer să locuiești. Mireasa Lui, mireasa Lui. Doar prin credință poți acum să ai o viață și un nou drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va
fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Să fim acolo. Amin? Slăviți să fie Domnul. Irina dorește să laude pe Domnul cu o cântare. Când va acolo
Am să încerc să fac anunțurile în ordinea cronologică. În seara aceasta, după terminarea serviciului, suntem aici, suntem invitați cu toți să continuăm părtășia noastră în sala de mese, unde ni se va servi ceva bun. Vă rog să nu vă grăbiți să mergeți acasă, ci să răspundeți invitației pe care ne fac cei care au pregătit bunurile acestea. Mâine dimineața avem un serviciu de nuntă, fratele Liviu și sora Mihaela, Domnul să-i binecuvânteze. Apoi, după masă, va fi o repetiție a corului copiilor din toate vremurile până în anul curent, din 2002. 10 ani de când avem corul copiilor. Domnul să binecuvânteze și lucrarea aceasta. Ne bucurăm de ea. Duminica trecută, fratele Sandu a făcut un anunț cu privire la o familie sau mai multe familii care au suferit o pierdere foarte mare, le-a ars casa, Domnul a îngăduit ce au rămas cu viață, dar cam atâta e tot ce au rămas și fratele a făcut un apel la cei care doresc să ajute familia aceasta. Se pare că au fost, după cum spune fratele, unele nelămuriri și acum fratele va face, va da răspuns acelor întrebări. Vă rog să poftiți, frate. Poftiți aici la microfon să vă audă. Nu știam chiar exact componența familiei, era acolo părinții, unul din copii era căsătorit, care are 2 sau 3 copii, locuia tot cu ei și încă 3 necăsătoriți. Casa a ars în întregime, nu știam dacă are un insurance ceva, nu are, atât am înțeles că le-a dat un pachet de scânduri. Asta a fost tot ajutorul din partea primăriei. Deci cine dorește și vrea să fie alături de această familie, am vorbit cu sora Coca, ce contribuția care vrea, e bine să treacă pe la dumneai, o trece, eu să mă ocup de mai departe ca ceea ce se adună să ajungă la această familie tare necăjită și să ne rugăm pentru ei. Vă mulțumesc! Amin! Acestea sunt anunțurile pe care am vrut să le fac acum seara. Și acum vă invit să cântăm spre slava Domnului o cântare cu toată adunarea și să ne închinăm Domnului cu darurile noastre. Haideți să ne ridicăm. Vreau să spună cel ce slav, eu sunt tare în Hristos. Ce slav, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, iar cel orb sunt sănătos. Hosana, ce-a fost jumiat. Hosana, Hosana celui mor și înviat. Tot ce-a fost rău și murdar mi-ai spălat prin al tău har, ca un râu iubirea ta.
Știu că mă vei ridica, chiar de-aș fi în adânc de văd, bucuros te voi lăuda și salva. Slavă lui. Hosana, Hosana, celui mort și înviat. Cântă Hosana Domnului. Hosana, Hosana, celui ce-a fost uniat. Celui mort, celui mort și înviat. Glorie lui. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în această seară la Evanghelia după Matei, capitolul 21. Citim începând cu versetul 23. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan, de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el, la rândul lui, le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-L credeți. Amin. Amin. Haideți să cerem ajutorul Domnului. Doamne, Tată drag, luminează-ne mințile și atinge-ne inimile. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați.
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această ocazie pe care o am de a fi împreună cu dumneavoastră în această seară. Vreau să împărtășesc câteva gânduri din acest cuvânt pe care l-am citit. Nu este pentru prima oară în Evanghelia după Ioan când cineva se apropie de Iisus și vine așa cu o perdea de fum, cu o pistă falsă. Aduceți-vă aminte de Nicodim. El vine la Domnul Iisus și spune: Doamne, învățător ca tine nu mai este, pentru că nimeni nu face, nimeni nu spune ce spui tu. Acesta era lucrul de care avea nevoie Nicodim? Nu, așa-i? Mântuitorul întoarce și spune: dacă nu te naști din nou, nu vezi împărăția. Este ceva asemănător cu femeia din Sihar, la fântână. Ea dă să vorbească despre închinare, care e locul cel mai bun. A auzit și ea ceva și se află întreabă. Când problema ei e alta, așa-i? Du-te, cheamă-ți bărbatul și vino să stăm de vorbă. N-am bărbat, așa este, ai avut 5. Cel pe care îl ai nu e al tău. Cam așa e și aici. Dar nu e doar unul, ci sunt mai mulți. Cuvântul spune: preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului. Cu cât sui pe treptele sociale, cu atât cel cu care ai de-a face e mai dificil, mai șiret, mai ascuns, mai uns, vorbește, îți spune ceva, dar sub nicio formă nu-i vorba de lucrurile acelea. Cu totul altceva se are în vedere. Cam așa e aici. Cu ce putere? Cine ți-a dat-o? Știți care e scopul lor? Să ajungă să poată să spună: are drac. Asta e ținta întrebării. Dar nevoia lor nu este aceasta, ca ei să știe dacă Mântuitorul e cu Satana sau nu. Nu, asta e nevoia lor. Nevoia este alta. De aceea, primul lucru în această seară este următorul. Care-s perdelele tale de fum când stai de vorbă cu Iisus? Ce arunci tu în discuție ca să scapi când El stă de vorbă cu tine vis-a-vis de ceea ce ai tu cel mai mare nevoie? Cum te-ai rugat ultima oară? Doamne, ești deosebit, măreț, nu-i nimeni ca tine, când pe tine te doare altceva. E undeva în lăuntru o rană, un lanț, o grămadă de gunoi și te porți și vorbești ca și cum Ierusalim e gata să se coboare și tu ești primul care intri. Așa ceva avem aici. Preoți de seamă, bătrânii poporului vin să vorbească despre autoritate, despre putere. Când gândul lor ascuns e să-L elimine pe Hristos. Și nu mai contează pe cine trimite Dumnezeu, pe toți, la fel, la o parte, la o parte. Ceea ce vrem noi este să ne păstrăm poziția. Status quo. Nimeni nu se atinge aici. Nimeni nu umblă la lucrurile acestea. Mântuitorul, ca de fiecare dată, citește și vede ca prin sticlă, tot. Știe ce-i în gând, știe ce-i în inimă, le știe planurile, așa cum le știe pe ale tale, le știe pe ale mele, le știe pe ale fiecăruia dintre noi. Când ți-ai deschis gura, El știe ce te doare. Ai fost vreodată în situația în care să vină la tine un copil mic care încearcă să te trișeze?
Ai fost? Așa că tu stai în gândul tău și zici, Doamne, ce minte puțină și slabă trebuie să aibă el sau ea să creadă că îi reușește. Dar cam așa suntem noi. Cam așa sunt ei. Al doilea gând în seara aceasta. Să nu te aștepți ca Iisus să-ți răspundă până nu-i răspunzi tu. Ai o întrebare? Spune-o! Îți răspund la ea după ce tu îmi răspunzi la cea pe care ți-o pun eu. Știi de ce e așa? E modul lui înțelept, aproape elegant, de a te ajuta să nu îți fie rușine când te dă de gol. Hai, vino! Ascultă întrebarea mea. Vrei răspuns? Ascultă întrebarea mea. Ce am eu pentru tine? Știind că aceea este nevoia ta numărul unul. Iisus îmi răspunde dacă eu îi răspund mai întâi. Necazul acestor oameni este că ei au auzit și erau convinși că le merge orice cu Iisus. El e bun, milos, jertfitor. Ori încotro îl tragi, orice-i faci, orice-i spui, el e blând și smerit cu inima. Și toate trec. Vin altele. De aceea tupeul acesta. De unde ai puterea aceasta? Cu ce putere lucrezi? Nimeni nu mai putea ascunde. Citim de la începutul Evangheliei felul în care este prezentat înainte să se nască o genealogie regală. Când se naște, magii întreabă unde este împăratul de curând născut. Când se termină predica de pe munte, toți rămân mirați cu ce putere vorbește el. Când sutașul îl caută pentru că robul e bolnav, îi spune acum, zi un cuvânt și acasă robul se face bine. Din orice parte ai fi a Israelului, că ești credincios, că ești păgân, bărbat, femeie, rob, slobot, toți văd ce se întâmplă. Puterea lui Dumnezeu la lucru. Dacă vrei mai mult, trebuie să-i răspunzi la întrebarea pe care ți-o pune el. De aceea, dacă ești curios, du-te acasă și ia Evanghelia după Matei de la început, capitolul 1 până aici în capitolul 21, să vezi ce întrebări pune Iisus. Întrebarea de aici o știm, că am citit-o, așa-i? Botezul lui Ioan de unde vine? Din cer sau de la oameni? Dar până aici mai sunt cel puțin 5 întrebări. Haideți să ne luăm pe rând și să vezi pe care dintre ele ți-o pune ție Iisus. N-ar trebui să alegi, ia-le pe toate. Toate sunt pentru mine, pentru tine. Știi care e prima? Dacă sarea își pierde gustul, cum își va recăpăta puterea de a săra? Știi care e răspunsul la întrebarea aceasta? Nu și-o poate recăpăta. E bună să fie călcată în picioare și aruncată afară. Gândul este direct. Dacă nu-ți împlinești menirea de a opri putrezirea, la revedere. A doua întrebare pe care o pune în Evanghelie, asta a fost în 5:13, cealaltă e în 5:46. Acolo scrie așa, dacă iubești doar pe cei ce te iubesc, ce răsplată mai aștepți? Și care e răspunsul la întrebarea aceasta? Niciuna. Niciuna. Vezi ce întrebări deosebit de directe în lucruri absolut esențiale.
A treia întrebare pe care o pune Mântuitorul e în capitolul 6, versetul 28. Acolo scrie așa: care dintre voi, dacă se îngrijorează, poate adăuga un ceas la lungimea vieții lui? Știți care e răspunsul? Nimeni! Vezi ce răspunsuri așteaptă el? Ce ți așează înainte? Lucruri pe care le înțelegi foarte ușor și de pe cărui răspuns să nu te miști. A patra întrebare, în capitolul 7, versetul 4. Cum poți să spui fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, când în al tău ai o bârnă? Cum poți să spui? Păi n-ar trebui să poți să spui, așa-i? Și ultima întrebare, înainte de cea din textul nostru, e în capitolul 16, versetul 13. Cine zic oamenii că este Fiul Om? Înainte ca tu să-L întrebi orice pe Iisus, caută ca tu să dai răspuns la întrebările acestea. Calitatea mea de sare este activă? Funcționează? Da sau nu? Dacă iubesc doar pe aceia care mă iubesc, ce răsplată mai am? Niciuna. Pot lungi viața mea cu un ceas dacă mă îngrijorez? Nici de cum. Am nevoie să-mi verific în permanență ce e în ochiul meu înainte de a vedea ce-i în al tău. Cine e Fiul Omului? Fără îndoială că e mai mult decât un profet, mai mult decât un învățător, este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Când te apropii de El, nu veni cu perdele de fum. Dacă vrei să-ți răspundă, mai întâi răspunde tu la întrebările pe care le are El. Și așa punem și noi întrebarea din textul nostru, din capitolul 21. De unde vine botezul lui Ioan? Un singur răspuns e adevărat. Toți îl știau. Aici, haide să desfacem firul în 4, în 10, în câte ne pricepem. Vedeți ce se întâmplă în acest text? Preoții ce mai de seamă, bătrânii știu răspunsul. Dar ei nu vor în ruptul capului să-l spună. Dacă zicem așa, uite ce se întâmplă. Dacă zicem invers, uite ce se întâmplă. Când te întreabă pe tine Iisus ceva, pui problema la fel? O, dacă răspund așa, ce-mi va zice? Păi, o punem invers. Fraților, răspunsul clar este cel pe care l-au recunoscut femeile stricate și cu vameșii. Cei mai păcătoși, pe Ioan l-a trimis Dumnezeu. Chemarea la pocăință e de la Dumnezeu. Nu este invenția unui lunatic din pustie, îmbrăcat cu haină de cămilă, mănâncă miere sălbatică. Tristețea este așa de mare. Dumnezeu aduce în generația ta cel mai mare bărbat născut vreodată. Cel mai mare! Tu ai ocazia să-L vezi, să-L auzi și să faci tot ce-ți stă în putință să nu primești ce-a adus.
o întorci pe toate părțile, faci tot ce te pricepi, dar nici de cum să recunoști Ioan a vorbit de la Dumnezeu. Nici de cum. Deosebit de înțelepți, rafinați, școlați, pricepuți, ei vin și zic, nu știm. Decât să recunoști, mai bine faci pe prostul. Cam asta se întâmplă aici. Așa-i? Mântuitorul, ca să îi scoată de acolo, le spune o pildă. Îs două în text, dar am citit-o doar pe una. Ascultați, un om avea doi băieți. Avea de lucru la vie. Avea nevoie de amândoi la lucru. Unul zice, mă duc, dar nu se duce. Celălalt zice, nu mă duc, dar îi pare rău. Și în final se duce. Lucru care contează în toată această discuție este cine face voia Tatălui. Cine? Cel care s-a dus. Cu alte cuvinte, Mântuitorul vrea să le spună lor, da, Ioan a fost aici, l-ați disprețuit, în final a fost decapitat, n-ați primit, dar măcar acum la urmă, măcar acum la urmă, să vă pară rău, nici vorbă. Noi știm cum se termină narațiunea mai departe, ei îl prind pe Iisus, îl condamnă la moarte și îl răstignesc. Știm că tot ce e în jurul nostru ne îndeamnă la a nu ne schimba părerile. Fraților, e o dovadă de înțelepciune să-ți recunoști greșeala. Da, am mers așa, am făcut astea, dar nu le mai fac. Așa ceva așteaptă Mântuitorul de la ei aici. Ei nu răspund. Ironia este că cei din frunte rămân afară. Iar cei din urmă, vameșii, femeile stricate, intră. Aici e durerea. Ai vrea ca toți să intre. Dar lucrurile de aici mă pot orbi așa de tare încât îl elimin chiar pe Dumnezeu. Eu fiind slujitorul lui, eu fiind bătrânul poporului, așa pățesc oamenii aceștia. Fraților, în aceste seri de zidire spirituală, haideți să ne gândim la întrebările pe care ne le pune Iisus. Și eu am atâtea să-L întreb, dar înainte de a-L întreba eu, ca El să-mi răspundă, mai întâi trebuie să-I răspund eu. Apoi, indiferent cât mi-ar fi de greu, dacă vreau să ajung bine, trebuie să disting clar voia lui Dumnezeu de toate ambițiile și orgoliile și gândurile și planurile pe care le pot avea oamenii. Ei aici sunt împreună. Și preoții, și bătrânii, toți la oaltă. Cum scăpăm de El? El a venit să aducă lucru unic. Ce nu poate aduce nimeni. Și n-au avut parte. Stă ceva în calea sufletului tău de la a primi ceea ce El, Fiul, a adus? Cercetează-te. Aici este lucrul cel mai greu
cu privire la om. Euul, orgoliul, mândria, părerea înaltă despre sine. Asta e cea mai mare problemă în a clinti pe om din loc. Fii ca acel fiu. Dacă ai spus, nu merg, lasă-mă. Învață să-ți pară rău. Nu e o dovadă de slăbiciune, e o dovadă de înțelepciune. Și atunci, intri în via Lui și faci voia Tatălui. Amin. Frate și surori, am ajuns la sfârșitul acestei a doua seri și a întâlnirilor noastre. Mă bucur că am avut posibilitatea să facem lucrul acesta și mă bucur pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o Domnul. Mă bucur că ați venit în aceste seri și vă mulțumesc pentru lucrul acesta, pentru că vă mulțumesc și în mod personal și în numele nostru, pentru că m-am simțit zidit și îmbogățit de prezența dumneavoastră și de binecuvântarea pe care mi-a dat-o Domnul mie personal și nouă tuturor prin prezența noastră aici. Domnul vine acolo unde se adună copiii Lui, nu-i așa? Mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat, așa cum am zis, ne-a binecuvântat și de data aceasta. Haideți să ne ridicăm și îl rog pe fratele Deliu să poftească aici și să aducă mulțumiri Domnului cu voce tare și de asemenea pentru mâncarea pe care ne-au pregătit-o frații și surorile din administrație. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău pentru că ești același neschimbat. Și astăzi, Doamne, prin Duhul Sfânt vrei să te apropii de mințile și de inimile noastre. Mulțumim pentru binecuvântarea care a lăsat-o omenirii prin ceea ce înseamnă biserica. Mulțumim pentru că ne-ai așezat într-o biserică. Și mulțumim pentru serile acestea când ne-am putut aduna la oaltă mai multe biserici. Și am vrea, Doamne, ca să folosești tot ce a fost aici pentru ca să ne îmbărbătăm, să prindem noi puteri, îndrăzneală, să pășim mai departe pe calea credinței și să ne ajuți așa cum ne-ai învățat și în această seară, să fim, Doamne, lumini acolo unde ne-ai pus. Binecuvintează biserica din loc, binecuvintează frații păstori, slujitorii din echipa acestei biserici și aș vrea, Doamne, să lași ca binecuvântarea Ta să-i însoțească în tot ceea ce fac. Mulțumim pentru inițiativa care o au și dorim ca să le păstrezi, Doamne, acest bun obicei. În numele Domnului Iisus, pentru toți cei care au putut să fie cu noi în aceste seri, te rugăm să le răsplătești osteniala. Pentru cei care n-au putut dintr-un motiv sau altul, te rog să-i binecuvintezi de asemenea și pe ei. Pe cei care ne-au urmărit prin intermediul internetului în aceste seri, te rugăm și pe ei să-i binecuvintezi. Și nu vrem, Doamne, să ne despărțim din locul acesta până nu, Doamne, recunoaște încă o dată în mod public că avem nevoie de pocăință și te chemăm prin puterea Duhului Sfânt să lucrezi cercetare de plină în viața noastră a fiecăruia. În zilele în care le trăim, Doamne, recunoaștem că primii care au nevoie, Doamne, de pocăință sunt pocăiții. De aceea folosește și seriile acestea pentru a trezi în viețile noastre dorința de a ne sfinți mai mult, de a fi mai mult după placul Tău și după voia Ta. Te rugăm în numele Domnului Iisus să rămâi cu fiecare dintre noi acum la despărțire, să ne binecuvintezi familiile, să ne binecuvintezi, Doamne, bisericile în care ne-ai pus, slujirea la care ne-ai chemat pe fiecare dintre noi în parte. Și nu în ultimul rând vrem să sfințești darurile de mâncare, să binecuvintezi părtășia care vrem să o avem în continuare și apropiindu-ne de aceste daruri de mâncare. Binecuvântarea, Doamne, te rugăm să o lași peste fiecare dintre noi și numele Tău, care este sfânt de trei ori, să se sfințească în viețile noastre, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, vă rog să poftiți la sala de mese.